Salut, salut! El e Ciprian Bălan din la Nicorești, Galați. Mă bucur, județul Galați. Așa, și am auzit că aveți o problemă cu drumul. Era practicabil, chiar dacă nu foarte bun, și acum au pus pietre, da? Da, a pus o rabă de pietroaie, de pe prundul siretului, pietroaie fără nisip, fără nimic. Și acum Ciprian nu poate merge cu... Păi are și o filmare, poate să vă trimită că are și o filmare care... Sigur, sigur, o adăugăm la interviu. Și v-ați adresat, n-ați sunat la primărie? A făcut la Galați, la prefectură. Așa, o plângere și... A făcut o plângere pe data de... Stați așa că vă spune imediat. Aproximativ, o lună, o săptămână în urmă. A, nu, că răspunsul l-am primit pe data de... Pe data de ziua de 3... Nu, stați că link urcă de tot. Deci pe 31, pe 31 întâia 20 a făcut la Galați. Deci problema e veche, de iarnă, da? Da. Iar plicul de la prefectură cu răspunsul de la primărie l-am primit pe data de... pe 13 a 3-a, pe 13 martie. Și ce spun unii, ce spun alții? Stați să vă citesc, ca să vă spun de la început. Vă citesc, că nu este mult, e puțin. E în regulă, nu ne grăbim nicăieri. Așa, deci aici îi spune ce a trimis Ciprian la Galați. Îmi spune domnul Ciprian Balan, Comuna Nicorești, Sat Mălurești, județ Galați, referitor la petiția dumneavoastră înregistrată cu numărul 995-10049 din 30.01.2020 la instituția prefectului județului Galați cu privire la lucrările de amenajare a drumului unde domiciliați, vă aducem la cunoștință următoarele. Având în vedere faptul că aspectele sesizate țin de competența administrației locale, instituția noastră s-a adresat pentru analiză și punct de vedere primăriei Comunei Nicorești. Corect. Anexat, vă transmitem în copie scrisoarea de răspuns a acestei instituții. Și acum vine și ne dă prefectura răspunsul de la primar de la Nicorești. Și spune așa, către instituția prefectului județului Galați, așa, referitor la adresa dumneavoastră cu numărul iar 995-10049-31-1-2020, privind cazul domnului Balan Ciprian din satul Mălureni, Comuna Nicorești, județul Galați, despre ulița pe care circulă, vă informăm că primăria a reabilitat toate drumurile comunale și sătești, dar datorită vremii nefavorabile și a închiderii balastierilor, am rămas cu câteva drumuri nefinisate. Avem în vedere, spune primăria, avem în vedere rezolvarea acestor cazuri în termenul cel mai scurt și vă precizăm că acest incident a fost unul independent de voința noastră. Și aici avem semnătura primarului, a vicelui. Deci se plâng că i-a prins iarna și n-au reușit să termine, dar acuși vine a doua iarnă și ei n-au mai intervenit și drumul a rămas tot așa impracticabil cu scaunul rulant, da? Da. De asta a făcut la dumneavoastră. Știți cum? Domnule dragă, dacă nu, eu așa la vârsta mea de 67 de ani, de-abia îl duc, aici suntem la casa părintească, dar el, băiatul are căsuța lui așa și de-abia îl duc până acolo la căsuța lui de multe ori. Are telefonul la el și îl sun și îl întreb, pot să vin să iau? E așa de greu și pentru mine, la vârsta mea, să merg cu piciorul. Pentru de a merge cu piciorul e foarte greu, dar cu căruțul e ceva de groază. Deci ce ar trebui făcut? Pietrele cele ar trebui cumva nivelate sau pus asfalt sau strânse pietrele, că nu vă ajută cu nimic, da? Cred că cel mai bine, dacă nu se poate pune asfalt, că eu am vorbit cu domnul primar acum vreo 2-3 ani în urmă, s-a turnat asfalt în sat, după aia a venit prin sat aici și i-am spus, domnul primar, zic, în alte localități ați făcut atâtea uliți. Noi n-avem decât o singură uliță aici. În altă parte, da, în alt sat, a făcut atâtea uliți, care e satul vecin cu noi. Zic, noi n-avem decât bucățica asta de uliță. Nu se poate să ne turnați și nouă bucățică de asfalt, e bucățica asta de uliță măcar. Nu, tanti, că nu se poate, că n-a fost în proiect, n-am cum să vă fac, zic, doar
cine știe, cu altă ocazie, dar petroaiele de pe prundul Siretului a putut să le aducă cu raba să le pună, vă dați seama. E foarte greu. Am înțeles mesajul dumneavoastră și am înregistrat plângerea dumneavoastră și mulțumim pentru încredere. O să sun neapărat și la primărie, poate și la administrația județeană, să întrebăm de ce nu consideră o prioritate să permită circulația unei persoane cu nevoi speciale. Ciprian tot are dreptul să se poată deplasa, nu? Normal, că are deocamdată se deplasează mai greu. Salută, că te-a salutat domnul. Da, bună. De la Curaj TV. Da. Primarul, spune băiatul, primarul are o problemă cu persoanele cu handicap pentru că trebuie să plătească niște bănuți din bugetul primăriei și tot timpul se plânge că are persoane cu handicap prea multe și n-are bani de buget și știți, acum nu știu ce să mai zic, parcă e un făcut, parcă persoanele astea cu handicap le-a adus cineva și le-a trântit aici în comună sau le-a trântit în țară aici. Și parcă au ele vreo vină că au așa probleme. Dar de ce nu vin banii de la bugetul județean sau chiar... Dumnealui așa s-a plâns mereu că n-are bani în buget, că au mai fost luni când au venit salariile pentru salariații din primărie, dar pentru persoanele cu handicap a venit după o lună. Și de-aia vă spun că s-a plâns că n-are bani în buget să plătească și mai multe chestii, sunt multe, da. Da, vorbește și urât la adresa că o persoană are două fete de la Ionășești, are două fete cu handicap, gemini amândouă, și când s-a dus să ceară banii care trebuia să li se dea dreptul lor, i-a spus și că n-am bani pentru uscături. Adică persoanele cu handicap sunt uscături. Oho, dar poate ar trebui să sesizați centrul ăsta pentru prevenirea și pedepsirea discriminării. CNCD. Da, nu știu. Vă pun eu în legătură, vă dau niște telefoane, scrieți o plângere și părinții, rudele fetelor celor, scrie o plângere și săracul primar o să plătească niște amenzi de o să-i vină mintea la cap. Acum se judică pentru că a avut un consiliu cu o ședință consilierii și a desfăcut toate contractele la asistenții personali, că au zis că n-ar de un să le mai dea bani, știți? Ți-i bagi în șomaj. Și acum se judică persoanele astea la altul. Eu am ieșit la pensie, eu nu mai sunt asistent personal, doar sunt însoțitor pentru el, adică mă duc unde trebuie. Mm-hmm. Dar persoanele astea li s-au desfăcut contractele de asistenți personali. Oamenii s-au dus și au făcut mai departe și sunt în judecată, sunt în curs de judecată, știți? Da, revoltător ce se întâmplă în satul cel. Înseamnă că nu e o problemă singulară cu drumul, dar atitudinea autorităților, a edililor e asta, disprețuitoare. Da. Acum mai este ceva, s-a dat ajutoare de la Uniunea Europeană, alimente și obiecte de uz medical, pentru disfectant, pentru toate astea, știți? Și noi am întrebat pe cineva dacă am auzit că s-a dus ajutoare la primărie, că așa s-a spus, s-a anunțat asistenții care sunt ăștia cu ajutor social, cu familii, copii mulți. Și am întrebat și noi, am spus la cineva, mai întrebați și pentru noi, dacă pentru persoane cu handicap se dă. Și o persoană de acolo care e favorizată a primăriei, care știe toate legăturile, a spus că se dă. A mers și Ciprian cu soțul meu, că a avut niște treabă la comună, și a rămas acolo, că a venit a doilea tir cu alimente, știți? Și a zis, dacă tot au făcut un drum, că-s 3 km și ceva, 4 km până la comună, până la primărie. Și a zis, dacă toți sunt acolo, să rămână să li se dea și lor. Și a stat la rând acolo cât a stat și după aceea spune altcineva, când aproape să intri soțul meu, să mai aibă câteva persoane, să intri, spune altă persoană și vezi că nu dă la persoane cu handicap, zice că nu dă acum, dă numai la ajutor social și la persoanele astea cu familie, cu copii mulți. La... S-a întrebat soțul meu și a zis că nu se dă acum, la sfârșit de lună se dă, să termine întâi cu oamenii ăștia și pentru persoanele cu handicap la sfârșit de lună. Și au așteptat degeaba. Da, o stat în soare, o jumătate de zi, că a zis, a tras nădejde, că m-a întrebat soțul meu, tot pe persoana aia care a întrebat o nepoată, zice, domnul Balan, că Balan îi spune și lui ăla, Aurel Balan, zice,
Se dă și la persoanele cu handicap, că și tot am venit în Nicorești, în calea să stau și să iau și dreptul lui Ciprian. Ca să nu fac două drumuri, că am și eu o vârstă. Da, da, neavalanță și se dă. Și când se ajung acolo, a luat problema în mână. Da. Am înțeles. Mulțumesc pentru relatare, revoltător ce spuneți dumneavoastră și merită, necesită mediatizare. Neapărat o să sun chiar mâine, că acum deja e târziu, o să sun la primărie. Dacă se poate face ceva măcar cu drumul ăsta, că e... Deci drumul e prioritatea. Așteptat o lună, două, trei, dar a spus că... Zice, când e vorba să plec pe drumul ăsta, zice, îmi vine să plâng. Poate să vă trimită și filmarea? Da, vă rog, sigur că da. Aștept chiar acum aici, pe Facebook sau pe WhatsApp mai bine. Pe WhatsApp, da. Bine, bine. Ținem legătura. Mulțumesc pentru încredere. Domnul Oleg, el vorbește mai greu și da, eu de asta de acord. De acord. Mulțumim pentru medierea comunicării. Sănătate și bravo, felicitări pentru curaj. Neapărat să insistați să vă revendicați drepturile. Doamne ajută, da. Da, noroc, Ciprian. O zi bună în continuare.